În momentul acesta suntem pe locul 11 în Uniunea Europeană. Dacă ne raportăm doar la Europa Centrală și de Est, suntem pe locul al treilea, după Croația și Slovenia, în ceea ce privește folosirea energiei verzi și investițiile în domeniu. E o mare discuție și, sigur, poate că nu e depurtat exclusiv astăzi, dar ceva tot trebuie să punctăm. În România o dezbatere întreagă despre ceea ce înseamnă cooperativele de prosumatori, comunitățile de prosumatori. Chestiuni birocratice extraordinar de dureroase chiar pentru cei care vor să devină prosumatori, dar Ministerul Energiei este hotărât să încurajeze în momentul de față dezvoltarea acestor comunități, de cooperative, dacă vreți, de prosumatori. Într-adevăr, este o preocupare pe care o avem. E adevărat că legislația, așa cum este ea adoptată inițial în 2012 și apoi amendată în 2022, definește acest concept, dar nu foarte, foarte în detaliu. Baza legală, să zicem că ar putea fi apoi dezvoltată așa încât să faciliteze investițiile, nu sunt foarte active în momentul acesta și nu sunt valorificate aceste comunități energetice la adevăratul lor potențial. Din acest motiv, în Ministerul Energiei există un grup de lucru care lucrează împreună cu ANRE și cu societatea civilă, care a identificat o serie de vulnerabilități și de potențialuri până la urmă pe acest palier. Și dorim, pe de o parte, completarea legislației așa încât să poată fi valorificat acest potențial. Și pe de altă parte, vom lansa prin Fondul pentru Modernizare o schemă care vizează finanțarea dedicată pentru nevoile acestor comunități. Acestea sunt etape în lucru. Noi sperăm ca până la sfârșitul acestui an să venim deja cu niște propuneri mature pe care să le putem valorifica și apoi înainta pentru aprobare și îmbunătățire.